Astăzi a expirat termenul până la care conducerile primăriilor au avut posibilitatea să solicite împrumuturi la trezoreria Gorj. Două primării și 7 comune au cerut acordarea de împrumuturi, suma totală fiind de aproape 9 milioane de lei. Suma totală solicitată este de 8.860.000 de lei. În ordinea depunerii cererilor, să zic așa, Rovinari, Vladimir, Roșia de Amaradia, Târgu Jiu, Drăguțești, Arcani, Bărbătești, Crușeț și Bâlteni. Trezoreria a aprobat 4 împrumuturi din cele solicitate, ultimul fiind și cel mai mare, de 6 milioane de lei pentru primăria Târgu Jiu. Până în prezent au fost aprobate 4 împrumuturi, suma totală este de 7.617.000. Despre ce primărie e vorba? E vorba despre Rovinari, Vladimir, Roșia de Amaradia și Târgu Jiu. Primăriile sunt obligate să-și reducă datoriile cu 85%. În caz contrar, finanțele poate să dispună blocarea conturilor pentru achitarea arieratelor. Până pe data de 6 aprilie trebuie să-și depună situația plăților restante și arieratelor, dar cum 6 pică într-o zi de sâmbătă, termenul se prelungește până în 8 și practic în data de 8 vom vedea ce unități administrativ-teritoriale nu s-au încadrat în reducerea de 85% a arieratelor față de 31 ianuarie.